seara și bine v-am regăsit la Despre Filme. Continuăm seria noastră de interviuri cât o carieră. Invitatul meu din această seară este actor, profesor universitar, doctor în artele spectacolului. Un profesionist care și-a asumat costumul lui Arlecchino în cea mai frumoasă misiune din toate câte există, aceea de a-i bucura pe cei mici. Alături de mine, Mihai Sandu Gruia. Bună seara și mă bucur că sunteți aici. Bună seara și eu mă bucur. Sunt puțin surprins pentru că nu știu ce o să urmeze, n-am nicio pregătire în direcția asta și de obicei nu mă uit la televizor, deci nu știu despre ce. Asta este și frumusețea. Da. Prima noastră întrebare aici la Despre Filme este: care a fost filmul care v-a marcat copilăria sau adolescența? Filmul care v-a trezit interesul pentru cinema? Au fost mai multe când eram mic și am văzut fel de filme, dar în general habar n-am cum se chemau. Le-ați văzut la cinematograf sau la televizor? Când am văzut eu filmele acelea, ca să vezi cât de vechi sunt, nu prea exista televizor. Adică existau, dar erau foarte rare. M-am născut odată cu televiziunea română, dar primii 10 ani nu toată lumea avea televizor. Cred că nici primii 20. Erau niște chestii rusești cu niște ecrane cam atâta. Nu știu ce puteai să vezi acolo. Blicăreau niște umbre. Trebuia să te apropii, da, să vezi. Temp 1 și Temp 2 le văd și acum. Cred că erau în București sub 100 de televizoare. Dacă avea cineva un televizor pe stradă, venea toată lumea. Venea toată strada, toți cu scaunele, să vadă. Da. Puteai să vinzi și bilete. Lumea nu era așa de rapace la vremea aceea. Da. Dar ce se întâmplă? Era alb-negru și mi-aduc aminte că cam din jumătate în jumătate de oră emisia se oprea și apărea așa un carton cu o sinusoidă pe care scria defecțiune tehnică. Și chestia asta putea să dureze uneori și o jumătate de oră. Pauză. Da. Și lumea se ducea, își punea un șpriț pe o chestie de său asta. Dar la cinematograf, prima oară la cât cinematograf, ați fost? Da. Un film de epocă cu niște gemeni, nu mai știu, pentru că mi-aduc aminte că tata m-a întrebat, Dumnezeu să vede, zice, dar cum crezi tu că copiii ăia, după ce au notat de pe corabie și au ajuns pe uscat, hainele erau deja uscate? Mi-a pus o întrebare, da. Dai seama, când ai 5 sau 6 ani, fac mințile așa, știi? Da. Chiar ăia când s-au uscat? Atunci tata mi-a explicat că un film nu se face în viteza reală a acțiunii, că durează mult mai mult, că sunt oameni care se pregătesc și că la vremea aceea un film se făcea în 2 sau chiar 3 ani. Și mi s-a părut fascinantă informația asta. Da, eram uimit de chestia asta. Mult îmi plăceau filmele care astăzi se numesc SF, știi? Uh-huh. Nu știu cum se numeau la vremea aceea. Niște aiureli. Dar care... Suprarealiste, așa. Da, nu le-aș spune suprarealiste, le-aș spune extrarealiste, pentru că nu aveau legătură cu realitatea, da, și asta îmi plăcea mie foarte mult. Și a continuat să-mi placă filmul de ficțiune, dincolo de acceptul general că adevărul, viața și filmul trebuie să fie ca viața și viața ca filmul, deci o prostie mai mare nu am auzit, și văd că lumea continuă să facă filme ca și cum totul este foarte real. Cred că vine de la Kinopravda, Sine Veriteului, Ziga Vertov, nu știu de unde, din istoria cinematografiei. Mii de prostii, am învățat în școală, aș vrea să le uit la un moment dat. Avem un material pregătit cu fragmente din proiectele la care ați lucrat și vă invităm să îl urmăriți și pe dumneavoastră și pe cei de acasă, iar noi revenim după material. Ia să vedem. Ia să vedem. Arlecchino! Aș frumă să cu legiunea lui și cu cine a dat premilitara pe mână. Verde! Păi ce grad a avut bă ăsta în armată? Sergent! Păi nu se fulea până în sat când veneam permisie. Bă! Voi altă treabă n-aveți decât să pălăvrăgiți? L-am avut și pe domnul Steregul aici. Da. Lăsați entuziasmul acesta pueril. Secretul cine armei se... secrete, nu? Acesta? Acolo. Da. Ești concediat. Dar n-am spus nimic. Dar ai să zici și ai să spui o prostie.
și te botez, Ivan Turbincă. Ăsta să-ți fie numele și să-ți rămână în veacul vecilor! Amin. Rupicioarele, Doamne! Trăiască viața! Adio și n-am cuvinte, vă spune acum Ivan. Walk, my son, you damn bastard! Get him! You must be in some kind of hairy situation, hmm? Hai pe unul care nu și-a ținut cuvântul, nu? Ce oameni fără onoare! Ar fi Wilhelm, dar n-ar rata niciodată. Dar e o problemă. Nu prea mai place să facă chestii de-astea. De când avem noi Republica? Păi de când? Când n-avei reușit cu tancurile. Păi dacă înainte era regele. Și sunt suficient 6 de ani să fie Republica? Păi cât ar trebui? Minimul 200. Adelaida gravidă. Da? Da. Ăla cu Tudorel Fărimon, habar n-am ce este. Asta e din umbre. Geamenă, nu o să pornesc. Rău, eu... Pavlo, a fost și el aici. Oh, da, fostul meu student. Deci de tot. Foarte bun băiat. Da, da, da. Și un om cald, așa, și... Căscă bine urechile, fiți. Ce drăguț! E trist, dar nu e o rușine. Sunt atâtea ocupațiuni onorabile pe lumea asta. Poți să vinzi pește, poți să mătăsc trezile. Fă un lucru util pentru societate, care vrei tu, și o să ai binecuvântarea mea. Dar cu prima ocazie, când văd că te mai apropii de râșnița aia, o rup pe spinarea ta. Ține minte ce-ți spun. Am muncit 30 de ani pe brânci ca să-mi fac un nume în meseria asta nobilă. Nu permit să ajung de râsul lumea acum la bătrânițe. Maestre, maestre, încă una! Omagiile mele, Pache, dragă! Eram în trecere și m-am gândit să-ți dau vești. Poate te interesează să afli că băiatul meu ambițios și talentat n-are nevoie de slujba ta căcăcioasă pe care poți să o iei și să-ți o bagi în cur. Și că băiatul meu ambițios și talentat are treburi mai importante decât să păzească mizeria ta de garderobă. Te pup, Pache, scumpule! Virjar, cafe de artist, hai dă-i bice! M-a emoționat foarte tare, da, secvența asta. Asta. Momentul ăsta mi s-a făcut pielea de găină. Simplu ăsta gest pe care l-ați făcut, a zis totul. Atât, da. Da. O, Doamne, poze din liceu. Revenit, așadar, cum vi s-a părut materialul nostru? Plin de amintiri? Trebuie să recunosc că vreo două nici nu știu de unde sunt. Am mai văzut de curând un film făcut de regretatul Nicu Stan, l-am găsit pe YouTube. Uitasem de el total, deci din 86. Asta pentru că ați și lucrat foarte mult. Și eu vreau să știu, când ați conștientizat pentru prima oară că vreți să deveniți actor? Nu știu, cred că m-am trezit așa. Cred că nici acum n-am conștientizat, dacă stau să mă gândesc bine. Trebuie să recunosc doar că n-am vrut niciodată altceva. În ciuda tuturor care mă sfăteau să nu fac chestia asta, părinților mei care erau disperați
pe momentul în care eu am intrat la facultate, toți colegii mei terminaseră deja, erau însurați, aveau copii, aveau carieră. Îmi dă de 6 ori la vremea aceea. Era ați dat de 6 ori? Da. Era un miracol să intri. Bineînțeles, știu, da, poveștile. Chiar și atât, de 6 ori. Dar nu contează chestia asta. Deci nu știu când a început chestia asta, habar n-am. M-am trezit așa că vreau asta și numai asta. Cu filmul nu știu cum să zic. Am avut o piedică foarte mare la fața mea. Un domn care era decidentul, nu domn, tovarăș, ca să zic așa, decidentul vieții actorilor în filmul românesc. Da. Îi dau și numele, că nu mi-e frică de el. Dacă o mai trăi, poate vine să stăm de vorbă la o cafea. Dulea îl chema. A văzut la un moment dat, la niște probe de film, fața mea și a zis: ce caută ăsta în filmul românesc? După Moacă este ori Țigan, ori Jidan. Aoleu. Nu m-a mai chemat nimeni după 86 și mi-am pierdut cumva startul. Următorul film a fost în 90. Un film... Dar ați avut câteva apariții înainte. Știu că ați apărut în Moromeții, da. Și un an mai târziu în Secretul Armei Secrete, alături de actorii Secretul extrem Armei Secrete de cunoscuți. Nu era un film care să prezinte modele de viață așa cum credeau ei că trebuie să fie filmul. Da. Da? Dar cu toate astea ați jucat alături de Dem Rădulescu, de Coca Blos. Cum da, a fost da. pentru un tânăr actor? Am cunoscut o grămadă de lume. Adică Dem Rădulescu era profesor la clasa paralelă. Jucam la Teatrul Bulandra, deci Victor Benjuc era un... Chiar și mergeam împreună la filmări cu aceeași mașină. Da, deci ne cunoșteam bine. Era o relație bună la momentul acela. Deși... Acolo a fost o secvență lungă care s-a tăiat. Trebuia să trec pe drum mânând un porc. Și porcul nu vrea să fie vedetă de film. Și când ajungea în dreptul aparatului, se speria probabil că erau reflexurile alea vechi care făceau... zgomot. Da, de asta nici nu se făcea posincron, nu se făcea priză directă, da. Pentru că făcea un zgomot îngrozitor. Și am filmat jumătate de zi chestia asta și porcul se speria. Și după a opta sau a zecea încercare s-a scos. Adică aveam și o secvență mai lungă acolo. S-a terminat și cu aia. Multe s-au întâmplat în filmul acela. E un film despre șantier. Ultimul pe care l-am făcut în regimul comunist. Ba nu, a mai fost și François Villon, dar ăla nu conta. Acolo trebuia să fim cât mai urâți cu putință. Cât mai urâți? Da, acolo băteam totul. Jucam niște derbedei, niște cochiarzi. După 90 ați apărut și în foarte multe producții străine. Care vi se pare cea mai mare diferență între modul lor de a face film și modul românesc? Păi, filmele pe care le făceau ei aici nu erau chiar filme de primă mână, exceptând Modigliani al lui Mick Davis. De obicei veneau aici să bifeze filme de categoria B. Pentru că era mai ieftin? Era mult mai ieftin, evident. După ce marele studio din Praga a devenit ceva mai costisitor, au venit în România. Probabil că acum se vor duce Republica Moldova și toată fosta URSS vor găsi locuri mai ieftine. Dar... Și totuși ce v-a surprins acolo când lucrați pentru străini? Deci eu nu m-am dus acolo să fac mari creații. O să vorbim despre creație și despre de ce facem această meserie imediat după. M-am dus pentru că eram într-o postură destul de ingrată cu banii. M-am dus pentru bani. La vremea aceea mi se părea că plata e bună. Astăzi mi s-ar părea o rușine. Dar, mă rog, anii 90, da, când lucrurile erau cu totul altfel, lumea deja a început să uite ce nebunie era cu inflația aceea galopantă. Dacă s-ar gândi acum să taie 40-uri, li s-ar părea de poveste. Și francezii au avut o denominare și au tăiat doar 2 zerouri după război și prin 95-96 am cunoscut francezi care încă mai vorbeau de franci vechi din 54 până în 94, deci, da. E greu să treacă. Da. Deci diferența era că școala noastră de film, așa cum spuneau
profesorii vechi, pregătește pentru capodoperă. Chiar dacă asta înseamnă că în perioada aceea au trebuit să facă compromisuri de propagandă, ca să zic așa. Da? Bun. Deci străinii nu aveau această problemă. Ei lucrau în stilul industriei, ca să zic așa. Deci filmul a apărut, să nu uităm chestia asta, ca o distracție ieftină pentru muncitori. El și-a păstrat în mare parte această caracteristică. Au apărut însă unii oameni care au încercat să facă artă din chestia asta. Nu toți. Procentul este jenant de micuț, deci vorbim de un sub 10%, din care majoritatea sunt în zona independentă. Noi ne uităm așa la filmele americane, dar americanii fac între 700 și 800 de lungmetraje anual. Noi știm alea 15 care concurează la Oscar. Da. Dar în rest, domnul Liviu Ciulei, Dumnezeu să-l ierte, ne spunea o chestie incredibilă, zice. Case de filme acolo plătesc bani grei ca filmele lor să nu fie selecționate. Zic, cum așa, domnul Ciulei? Cum adică? Păi... Să presupunem că există niște filme pentru zona muncitorească. Ies muncitorii de la Detroit, de la automobile și vor să vadă un film să nu le obosească prea mult cortexul, nu avem a gândi. Deci ei vor acolo să vadă o bătaie, da. Să vadă cum unii îl bat pe unul, cum l-ar bate ei pe șeful lor dacă ar avea ocazia, să vadă niște femei frumoase, total amorezate, care se uită așa, cum ar vrea și ei să aibă, dar nu vor avea niciodată. Și dacă văd că scrie acolo film selecționat la Oscar, film selecționat deci, la... E prea de artă. Nu intrăm. Deci există acest segment făcut special pentru chestia asta, iar filmele pe care le făceam aici, nu dau numele casei de filme, pentru că mă consider totuși destul de prieten cu patronul, dar erau genul acesta de da, filme. Da. Filme comandă, că la un moment dat era un regizor care nici nu se uita la noi. Ne întreba dacă știm vorbele. You know the line? Yeah, da. Se uita la un cronometru. Și zicea, and action! Și se uita când erau cele, să zicem, 50 de secunde cât trebuia să dureze cadrul, zicea, and cut, wonderful, next! Și noi eram, stai mă puțin, că nu ne-a dat nicio indicație, da, nu da, ne-a... Da, și întreb, da. Deci, sta, filmul ăsta o să iasă o mizerie, cine se uită la el? Și mi-am spus, stai liniștit, el le comandă. Deci nici nu va vedea ecranul. Sunt filme făcute care merg pe casete, prin licee, prin pușcării, prin sindicate. Deci fiecare zonă își comandă propriile filme, după ideologia care le este lor necesară, altă prostie. Și ei le fac ca atare, adică filme pentru adolescenți, filme pentru copii, filme pentru handicapați, filme pentru... Zic, Doamne, unde s-a ajuns? Da. Vreau să știu un rol care v-a rămas așa mult timp în suflet și în urma căruia ați făcut niște descoperiri despre dumneavoastră, la care nici nu vă gândeați. Păi descoperirile mele despre mine, la care nici nu mă gândesc, sunt chestii zilnice care se aplică nu numai la filme, se aplică și la teatru și se aplică și la viața mea particulară și la chitara mea și la banjo-ul meu și la discuțiile pe care le am la telefon cu cineva. Deci am tot timpul de învățat câte ceva fără să vreau să ajung, sau poate că vreau, dar în secret. Ce se întâmplă? Trebuie să facem un punct, cum fac marinarii, să știm de unde plecăm. Ce este cu actoria de film sau ce este cu actoria? Noi trăim într-o super mare iluzie. Toată lumea aceasta este maia, este iluzia. În cadrul acestei enorme iluzii care este viața noastră, care credem noi că este, iată, aha, da? În cadrul acestei iluzii există aceste meserii care fac niște iluzii mai mici. Și ca să avem așa o idee de ordin de mărime, imaginați-vă un transatlantic uriaș care are numai personalul 4.000 de inși și 15.000 de pasageri plus așa, echipajul. Gândiți-vă că el merge pe ocean cu această și într-una din băile unei cabine minuscule, un copil
pune în chiuvetă o bărcuță de hârtie. Pentru el, realitatea asta este la fel de importantă ca și cealaltă. Deci, ăștia suntem noi. Facem o mică iluzie în iluzia cea mare. Durata acestei chestiuni este super penibilă. Ion Besoiu, care mi-a fost director la Bulandra atâția ani, a spus la un moment dat, dragilor, noi scriem pe iaurt. Cam asta este durata. Deci noi când facem teatru, producem un tip de emoție, de o anumită calitate, pe care nu toată lumea știe să o guste. Pentru că unii nu vor să înțeleagă, nu vor să traverseze emoții, nu vor să evolueze. Stau acolo. Sunt mulțumit cu ceea ce au. Filmul este o chestie puțin mai prelungită, ca să zic așa. Adică, dacă ne gândim cine sunt actorii din filmele de acum 70 de ani, care nu mai există, noi nu îi mai cunoaștem, exegeții au învățat la istoria filmului sau pasionații, dar să ne uităm pe niște filme de... Astea românești, astea le știu că nu sunt îngrozitor de multe, dar dacă luăm filme... La un moment dat am văzut un film care era în limba română și părea important, părea o superproducție și nu cunoșteam niciun actor. Și am zis, ce e asta? Ca să realizez că era un film istoric făcut în Republica Moldova, de care n-am auzit, nu le-am văzut niciodată. Da. Deci noi nu știm cine sunt oamenii ăștia, ce au făcut ei. Și atunci trebuie să ne gândim la o chestie în felul următor. Ce este important? Nu este important ce rămâne. Important este cu ce știm să plecăm. Pentru că vorbeam mai provocat, vorbeam mai devreme de experiența, cum mă întâlnesc eu cu mine însumi. Da. Există actori, cea mai mare parte, care fac chestia asta pentru bani. Există actori care fac chestia asta pentru notorietate, pentru celebritate. Există pentru unii... covorul roșu. Exact. Există unii care o fac pentru ambele sau din cine știe ce motive obscure. Am cunoscut o fată care a dat la actorie doar ca să-i demonstreze tatălui ei, actor, că este un prost și că face o meserie de rahat. Da? Mă rog, ea n-a făcut niciodată meseria, dar a făcut chestia asta pentru... Demonstrativ. Da, demonstrativ. Deci degeaba. Și există o foarte fină peliculă, un procent minuscul, jenant de mic, de oameni care fac meseria asta pentru zona de cunoaștere, pe care nu interesează dacă publicul îi reține, dacă ești cunoscut pe stradă, dacă la casă, la Mega Image, vă rog, maestre, treceți dumneavoastră înainte, că eu nu mă grăbesc. Da. Sau să vină un polițist să zică, vai, tocmai dumneavoastră, domnul Arlechino, care să dați exemplu la copiii noștri să mergeți cu 180, să poate așa, dar vă iert acum, dar data viitoare să nu se mai... Aha, bani, vi s-a întâmplat? Am dat și eu un exemplu așa. Nu des, că am luat atâtea amenzi. Deci acum sunt alea electronice, nu mai zice nimeni nimic. Plus că publicul meu sunt oamenii care au acum 35-40 de ani, da? Da. Deci aia mai mici nu știu. Și totuși, apropo de Arlechino, cum ați ajuns să fiți atât de iubit de copii și să îmbrăcați hainele acestui personaj? Această emisiune a fost inventată și făcută de Radu Popovici, Dumnezeu să-l ierte, băiatul lui Alecu Popovici, un om de o mare cultură, mă rog, cu complexele lui personale, dar toți le avem cumva. Și în momentul în care a plecat această emisiune, stat de vorbă cu el și cu operatorul, cu Traian Popescu, așa un trio, și am hotărât ca această emisiune să o facem în așa fel încât să ne placă și nouă. Uh-huh. Pentru că dacă te uiți la toate emisiunile pentru copii, care acum nu mai există, nu mai există, dar deloc. Și când existau, considerau că copiii sunt niște cretini, sunt niște retardați. De ce le facem așa? Copiii nu înțeleg sunt... Înțeleg perfect. Da, copiii sunt exact ca noi, înțeleg la fel ca noi. Nu trebuie să le faci așa, să arăți că ești tu cretin ca să înțeleagă ei că ei sunt cretini. Sau... Dar nu râde nimeni. Da. Deci am avut emisiuni de copii în care entuziaștii erau părinții. Da. Copiilor nu le plăceau emisiunile copii de copii. Copiii erau jucați. Copiii vreau poveste. Nu vreau... Asta când veneau ei în studio și îi puneau să zică poezii sau să cânte chestiile astea. Părinții erau entuziaști. Copiii ziceau, ce e asta? Da, de ce da, ne da, fac da, asta? Da, nu, da. Nu vrem.
Iar noi am făcut o emisiune, aici cred că a fost, iată și banjo-ul meu, a fost succesul. Am zis să facem o emisiune pentru copii în care copiii să nu fie considerați înapoiați. Da. Să fie exact ca noi, să ne placă și nouă. Și de aici am făcut ceea ce a ieșit. Că la un moment dat, niște orgolii... A durat 5 ani acest proiect, 5 nu? Ani, eu nu am mai colaborat, au mai făcut încă două filme cu Armand Calotă. Și după aceea s-a șters, s-a stins totul. Nu știu amănunte, nu știu de ce, nu întreb, nu vreau să știu lucruri care nu mă interesează. Pur și simplu, a fost un proiect care s-a terminat. Am vorbit de film și de televiziune, dar sunteți și actor de teatru. Vreau să știu ce împliniri vă aduce scândura și scena. În urmă cu 20 de ani am părăsit trupa Teatrului Bulandra și am intrat definitiv în învățământ. Lucrasem și până atunci, dar ca profesor asociat. Așa că am jucat mai puțin. Chiar am ajuns la un moment dat să am doar 3-4 spectacole pe lună. Ceea ce când eram în Bulandra, mai ales în perioada de dinainte, de nu 90, nu se întâmpla. Adică cel puțin unul pe zi aveam și duminica două. Da, ca să justifice lunea liberă. Lunea liberă nu era liberă, că repetai. Da. Adică n-aveai spectacol, dar repetai. Dacă acum aș avea forța fizică de acum 20, 30 sau 40 de ani, la câte știu, cred că aș fi un geniu. Dar așa este, dacă bătrânețea ar putea și tinerețea ar ști, lucrurile s-au schimbat foarte tare. Sunt mai multe feluri de a juca, sunt mai multe feluri de a aborda un rol, sunt mai multe genuri de teatru. Trebuie să le înțelegi pe fiecare. Trebuie să te apropii diferit de ele și trebuie să miroși publicul. Am de pildă un spectacol care acum și face 25 de ani de la premieră, care se joacă în continuare. Mă duc da, cu Ana Pelea. Da, să sperăm că se termină odată pandemia asta. Și îl reluați. De 25 de ani. De 25 de ani, neîntrerupt în trei limbi. În trei limbi. Da. Cum vă păstrați prospețimea și naturalețea după atâta timp? Se reinventează de fiecare dată. Nu sunt două identice, deși par identice. Par identice, dar nu sunt, pentru că acolo s-a născut un tip de complicitate. Ne simțim dinainte. Am mai avut unul pe care l-am jucat doar 8 ani. Un vișniec, buzunarul cu pâine. Dar acolo recunosc că de vreo două ori m-a umflat râsul și n-am putut să mă abțin. Și m-am răzbunat, adică i-am făcut și ei să facă la fel. Vă văd și Napoleon acolo. Da. Napoleon a fost o istorie mai tristă, pentru că nu l-am jucat mult. Dar ce personaj! Am citit vreo 3 luni pentru chestia asta și cred că pentru costumul ăla, cred că am să scriu o piesă cu Napoleon. Eu am să scriu, că mi-a plăcut atât de mult costumul. Costumul, și, da. Spectaculos. Și m-a costat și o groază de bani. Da. Și mi-am luat și toate obiectele lui, în afară de sabie, am, nu, ale lui, copii, exact. Evident, da. Dar nebunia pe care am făcut-o acolo, pentru că spectacolul a fost în franceză și știam că avea un oribil accent corsican de care n-a scăpat niciodată, da. Am vrut să fac o chestie pe care n-am mai făcut-o nimeni, așa că am găsit un domn care lucra la Ministerul Învățământului, care era francez din Corsica, și l-am rugat să îmi interpreteze și să-mi citească accentul. Da, cu accent corsican, întreaga piesă. Incredibil a fost. Deci am muncit la piesa aia de mi-au sărit capacele. Sunt sigură. Da? Pare extrem de dificil. Și am introdus și niște expresii în corsicană, care este de fapt un dialect italian de la 1400. Pentru autenticitate. El când se enerva, înjura în corsicană. Oh. Nu în franceză. Da. Da, și v-ați ajutat de chestia da, asta. Da, sigur. Cum era nervos. Am luat și, deci la orice emoție redevenea corsican. Uh-huh. Și pozitivă și negativă. Uh-huh. Excepțional personaj. Da, sunt n-am învățat niciodată franceza ca lumea. Scrisorile lui către toate doamnele lui sunt pline de greșeli. Am și văzut. Cu toate astea a avut succes. Da, un succes femei. Incredibil. Incredibil, deși era un timid. Da. Era timid cu femeile. Și era și... Am găsit și câteva chestii care seamănă, de fapt. Cameristul lui spunea că
nu mai are bani de atâtea haine, pentru că se îmbrăca în alb și dădea pe el mâncare de câte ori mânca. Cel mai mare strateg al lumii cunoscute, da? Dădea pe el mâncare, nu mânca mult, ciugulea de și pleca. Strica toate petrecerile. Venea împăratul, trebuia să se ridice tot în picioare, el venea și zicea, nu, stai jos, și a plecat, a luat-o cu pan de pui și a plecat. Adică era ceva incredibil. Dacă ar fi să alegeți un rol sau o secvență despre care să spuneți că vă reprezintă cel mai bine, să puteți spune, aici e sufletul meu. Nu, nu pot. Ar fi foarte dificil. Nu pot, nu? Pentru că nu mă reprezintă nimic. Nimic. Sau să zicem că o să mă reprezinte ceva care va urma. Nimic și toate. Nimic și toate, dar e câte o bucățică din fiecare. Dar nu pot să spun, asta mă reprezintă, eu sunt așa. Nu pot să spun că sunt așa. Cum sunt? Eu sunt și așa. Pot sau fi. În momentul acela eu pot fi așa. Și așa, da. Dar pot să joc orice, știi? Dacă luăm așa, să luăm Mediterana, știi? De jur împrejur. Da, da. Pot corect. Să joc la fața mea absolut toate națiile de acolo, nu? Toate un grec, un spaniol, da, toate țările arabe din nord, un italian din sud, un spaniol, un grec, un... Tot ce avem acolo, nu? Și turc pot să joc, nu? Corect. Da. Aveți un timbru foarte special, foarte aparte. Calitate care v-a adus multe, multe proiecte pe dublaj de voci. Păi la un moment dat am început să trăiesc din asta. Pentru că noi avem o meserie care nu este atâta de simplă. Uh-huh. Suntem cam bătuți de vânt, ca să zic așa. Și nu poți să știi niciodată ce se întâmplă. Adică iată cum a fost pandemia asta, s-a gândit cineva, aveam spectacolele puse pe 3 luni înainte, știam exact cum să gestionez tot timpul și odată, pac! Da. Acum câteva zile am aflat de Șerban Cela, care era după mine o voce extraordinară, nu știm când a dispărut și de ce, mai avea oricum multe de spus, dar na, se întâmplă. Nu pot să spun că am un rol care mă reprezintă. Este ceva care mă interesează foarte tare. Mă interesează să fiu în fiecare din roluri diferit. Uh-huh. Uneori chiar ca înfățișare. Adică... Vreți să vă schimbați cu totul. Da, da, da. Pentru că vorbeam de experiența. Experiența de a fi altcineva. Aici și în această meserie ai... aria de răspândire în care poți să efectuezi această chestiune, în care să fii mereu altcineva, să găsești resorturi inclusiv în zona de mișcare, cum se mișcă, cum privește. Uh-huh. La un moment dat îl simți cum gândește, îl simți... Deci te faci mereu altcineva, altcineva, altcineva. Asta este într-adevăr o experiență absolut fascinantă. Și nu seamănă cu nimic altceva. Din câte știu eu, nu. Ați lucrat cu moștrii sacri, ați lucrat și cu generația tânără, mai ales fiind profesor. Există vreo diferență între școala veche și școala nouă de actorie? Cu siguranță da, dar nu trebuie să uităm că nu e vorba numai de școală. E vorba și de sensibilitatea și cultura unei generații. Adică școala îți oferă oportunitate, școala nu-ți dă talent, atenție, da? Școala îți oferă oportunități și atât. Să nu sperăm, a, mai poți să înveți tehnică dacă mai găsești cât un profesor nebun cum sunt eu. Dar în general nu. Oportunități și tehnică. Talent nu. Evident că schimbările care au survenit au schimbat și modalitatea de a te raporta tu ca profesor la student și tu ca student la profesor. Și nivelul de așteptare al lor este diferit, adică vor cu totul altceva decât voiau cei din generația mea sau cei dinainte, de dinainte. Deci clar că lucrurile se modifică, dar nu trebuie să cădem în plasa lor care spun, bă, ce bine era înainte și ce nasol e acum. Da, nu. Că nu mai sunt copii talentați. Nu mai sunt copii talentați, sunt, Doamne, în deci lucrez cu ei. Da. Sunt sigură. Sunt... unii puțin mai zăpăciți, unii puțin mai împrăștiați, fără metodă, clar, fără cultură, dar de talent nu putem să spunem că ducem lipsă. A, sunt unii mai talentați și unii mai... dar asta a fost tot timpul, nu? Unii mai talentați, unii mai puțin talentați. Problema de bază nu este asta, problema este cum le oferi tu posibilitatea de a etala acest talent. Uh-huh. Adică piața este prea mică ca să-i cuprindă pe toți. Deci prima problemă ar fi numărul. Anual. Nu e numărul lor.
Nu. Deci ei pot fi cât de mulți. Problema este ce li se oferă. Da, proiectele. Da. Adică în momentul, iată, această pandemie care distruge puțin teatrul independent, puțin mai mult aș zice eu, filmul independent nici el nu se simte foarte bine, da? Da. Marea șansă era în asta, teatrele de stat au aceleași locuri ca și acum 40 sau 50 de ani. În București, cred că sunt 5.000 și ceva de locuri într-o sală de teatru pe seară, ceea ce este jenant, pentru că în perioada interbelică erau cam tot atâtea. Și în perioada interbelică Bucureștiul avea 300.000 de locuitori, acum are 3 milioane. Da? Și locurile în teatru sunt tot acolo, dar noi nu avem niște politicieni culți. Noi avem niște mitocani lipsiți de cultură, care nu vor decât să adune bani. Nu mă refer la o anumită parte, mă refer la toți. Da. Da. Nu se acordă acestui segment atenția necesară. Dacă ne uităm la țările din jurul nostru, și nu o să iau Franța sau Spania sau Italia, care e țara artelor, o să iau Ungaria. Deci noi avem 7 teatre de stat în București și să zicem că mai sunt încă vreo 10 independente de astea, de joacă prin pifnițe, prin cluburi, prin Baia de Mamaia. Da? Deci hai să zicem 20 de teatre. Da? Ungurii, Budapesta, da? Au 140 de locuri în care se joacă teatru și Budapesta e mult mai mică și Ungaria este mult mai mică decât România, da? Deci acolo un locuitor din Budapesta are, să zicem, unul din 100 se duce la teatru în seară, da? Da. La noi se duce unul din 10.000. Mai trebuie să zic ceva? Nu, nu. Ce regrete aveți ca și actor? Poate un proiect care nu s-a mai făcut, un actor sau un regizor cu care n-ați mai apucat să colaborați și v-ați fi dorit? Doamne, Dumnezeule, deci am început la proiecte care nu s-au făcut, de nu pot să le număr, că n-ai o emisiune atât de lungă, să zic numai titlurile. Da. Foarte multe. Da, și atunci, și acum, și întotdeauna, nu știu din ce cauză, încep proiecte care nu se termină. Multe, multe, super multe. Și Nae, filmul ăsta, Restul de tăcere, este a doua variantă, pentru că l-am mai început odată, în perioada în care era inflația aceea uriașă, a făcut o bucățică din el, s-au terminat banii. Nu știam asta. Da. Și, da, foarte ciudat. Deci, primeai o sumă de bani, nu? Asta e bugetul. Da, da. Și atunci, în anii aia, suma dispărea. Adică, azi era 100 de lei, mâine era 10.000. Aceeași chestie. Și ce făceai? Lumea uită chestia asta. Da. Da. Da, am multe regrete, dar nu le pun la suflet, pentru că eu sunt un om credincios și știu că dacă Dumnezeu a zis că să nu fac chestia, nu fi știut el de ce a zis. Nu? Așa deci, a fost să fie. Da. Deci nu mă bag în față, nu dau cu coatele, nu mă vând, nu mă dau interesant, nu mă dau vedetă, nu fac nimic din toate chestiile astea. Pentru că mi se pare că toate lucrurile astea sunt foarte stricătoare de suflet. Mm-hmm. Sigur că se poate face. Avem multe exemple. Se putem vedea. Nu vrem să le vedem. Da. Sigur. Dar, în general, se ajunge sus dând din coate, călcând peste cadavre, sau alte sunt o carte nescrisă. A... Poate să o scrieți într-o zi. Nu, pentru că exemplele sunt negative, majoritatea, da, și e bine ca ele să moară odată așa, cu toți martorii. Ne ca să nu creadă lumea, uite-mă, marele actor la care a făcut 100.000 de filme, da? De fapt, în spatele lui era... Sau ăla a fost agentul securității și l-au băgat în filme ca să știi... La urmă, știți cum e, contează ce rămâne. Nu, nici asta nu contează. Hai să fim serioși, nu contează nimic. Contează doar emoția, intensitatea emoției pe care am trăit-o. Deci e singurul lucru care se poate lua când... Părăsim corpul fizic și plecăm dincolo într-o mică excursie, da? Corect. Deci restul, am vorbit, să ne uităm la oamenii ăștia. Cine sunt ei? Filmele din anii 40-50, super vedete, de câțiva știm, 5-6, dar ei sunt sute, sunt mii, sunt zeci de mii, da? Și mă uit la studenții mei, au zis doi o chestie, că nici n-a fost teatru înainte de 89 în România, decât au fost doar doi actori. Toma Caragiu și Amza Pelea, cu care au ieșit casetele, știi? Și
Probabil că memoria oamenilor face astfel de festă, știi? Dacă iau 20 de ani, evident că ce a fost acum 40 chiar nu interesează. Dar e important să știm ce a fost înaintea noastră. Eu zic că ne ajută știu, să... Dar este o generație care nu vrea asta. Ne aflăm. Nu vrea asta. Să zicem că sunt câțiva pe care interesează fix lucrul ăsta, dar nu... Și da. Noi, când eram, ne învăța doamna Berloge la școală de Aura Buzescu, de, știi, de... Bun, am învățat că existau, nu i-am văzut jucând. Am văzut doar câteva mici fragmente de... Și vi s-a vorbit despre ei. Da, mi s-a vorbit, la superlativ. Nu, nu. Ce se întâmplă? Se raportau puțin altfel și la public și la felul în care îi privea publicul și cum lua emoția de la ei. Există o teorie pe care eu o dezvolt, dar cred că n-am inventat-o eu, deși m-am trezit zicând-o, și spun teoria stomacului de rechin. Adică, dacă ne uităm la un film de acum 40 de ani, da. Povestea în sine ne plictisește, adică ne ducem până la frigider și mai luăm o bere până se termină secvența. Pentru că... Nu e actual. Și, da, nu, nu. Felul în care era privit. Adică, vedem, îți dau exemplu, o secvență. Sună deșteptătorul. Plan detaliu cu deșteptătorul. Plan detaliu cu mâna care îl închide. Da, totul da. E. Da. Un plan mediu în care el se scoală, își pune papucii și se duce spre baie. Vedem o oglindă în care el se bărbierește, știi? Da, da, da. Încet, da, încet. Da, da. Pe urmă îl vedem cum își pune curea, își pune cămașa, își trece, așa, își pune trenciul, își ia servieta, verifică servieta, se uită, bagă cheia în ușă să o deschidă. Da. Tot... Plan detaliu, da, da, cheie. Da, da, se vede iese, tot toate bagă cheia, da. Plan detaliu, așa. Ajunge în parcare, deschide mașina, vedem cum se duce cheia și deschide mașina, se suie, pune oglinda și demarează și vedem un plan cu mașina care da, se îndepărtează. Da, da, astăzi filmul este așa, sună ceasul, o mână îl închide, da? Un cadru cu puma pe față, da? Și următorul cadru este mașina care a ieșit din parcare. Deci oamenii... Și văd acum, da, e altă perspectivă, da. După desenele animate și după cut-ul acelor videoclipuri, cu o mult mai mare viteză. Dacă așa, până tot, acum totul e stăteam viteză. Și așteptam o noutate între 7, 8 sau 9 secunde, astăzi creierul vrea să vadă o chestie la 2 sau la 3 secunde. O schimbare. Că e din scenografie, că e din lumină, că e din cadraj, că e din jocul actorului, nu contează, dar la două secunde trebuie să-i dai ceva. Reversul medaliei, că de-aia spun stomacul de rechin, rechinul are un stomac mic, un tub digestiv mic și nu asimilează, știi? Da. Deci el mănâncă și e foame tot timpul. Reversul medaliei este că oamenii vor acum mult mai mult, înghit, mai mult, dar nu asimilează. Nu asimilează, da. Vreau un sfat pentru un tânăr actor acum la final, că timpul a fugit. Un sfat pentru un tânăr actor. Nu știu, cred că sfaturile trebuie date personalizat. Pentru că nu este același lucru pentru toată lumea. Asta e o meserie care ține mult și de destin, și de concentrare, și de credință, și de multe, multe alte lucruri. Nu suntem, din fericire, la fel. La fel. Nici ce măcar bine. Apropiați. Ce bine că și atunci, sigur că... Unuia care n-are noroc îi spun apropie-te de credință, poate descoperi de ce. Unuia care n-are talent îi spun apropie-te de altă meserie pentru că s-ar putea să-ți placă mai mult. Mai mult. Da? Unuia care caută celebritatea îi spun că e pe un drum greșit pentru că... E multă muncă. Nu, 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 nu. Unu, este stricătoare de suflet această celebritate. Doi, te duce către una din bolile psihice, să zicem că prima pe listă ar fi paranoia. Am cunoscut actori care ajung la bătrânețe și dați la o parte, cum se întâmplă de obicei când ești bătrân și bolnav, nu te mai vrea nimeni, și care au avut... Bine, nu sunt decât două boli, schizofrenia sau paranoia, aia când te crezi Napoleon și alta când Napoleon ești tu. Am înțeles. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența. Am depășit timpul. Da, dumneavoastră aici a fost o reală plăcere. Cu dumneavoastră mă văd data viitoare. Până atunci, o seară minunată să aveți.